Salutare la toți, eu sunt Andrei și astăzi bine m-am găsit la un nou tutorial și anume cum să vă puneți thumbnail la videoclip. Scuze că într-am dat am învățit și câtva timp o să am vocea asta. Și da, să trecem la tutorial. Prima dată trebuie să intrați pe magazin Play, magazin Play sau ce aveți voi. Și aici trebuie să căutați YouTube Studio. Scrieți așa YouTube Studio și dați căutare. Și dacă nu văd aici, o să vă arată așa, așa arată. O descărcați. După ce o descărcați, dați deschideți. Și văd aici. Bun, așa, apropo, am făcut cu 40 de abonați, 70 de abonați, vă mersi din suflet. Și dați pe un videoclip. De exemplu, eu vreau să editez videoclipul ăsta cu GTA San Andreas. Dați pe el și aici apăsați pe ăsta, pe creionul ăsta. Pe ăsta, la care pun eu. Dați pe el și văd aici. Și acum trebuie să apăsați pe imagine, pe asta, la videoclip. A, de fapt, pe creionul ăsta apăsați și văd aici. Și aici apăsați pe miniatură sau luați o poză. Da, eu n-am așa multe poze și selectați poza. O pun pe asta, de exemplu, la GTA San Andreas. Și o pun așa și dau selectează. Salvează și se salvează și uite așa mi-am pus thumbnail. Și gata. Și acum cu GTA San Andreas arată așa. Nu uitați de like, share, subscribe, eu am fost Andrei și ne vom arăta de tare. Pa, pa!